Che tasso voi? Da che non potessi rubire, sarà la vostra primessa rubire, alleluia. Si dammi un rosso, mi è misciuta, da prossima di un mese. L'ho dato per te. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domn al păcii, Dumnezeu este dragoste. Dacă Dumnezeu e dragoste, El e tăria mea și a ta. Oamenii nu te poate ajuta, nu te ajută Dumnezeu. Că nu mai poți, tu poate El, aleluia. Și zic, Dumnezeu e tăria mea, aleluia. Spune în cântare, Dumnezeu e tăria mea. Trăiască Iisus! Da, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu cel veșnic, Domn al păcii, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu cel veșnic, Domn al păcii, Dumnezeu e tăria mea. Atunci când m-am crezut în oameni, în promisiunea Lui, unui om a rămas gerușit. Dar când m-am crezut în Dumnezeu, El m-a izbăvit, aleluia! Zi, Domnul ne va izbăvi, Dumnezeu mă va izbăvi. Cântă din toată inima și zic, Dumnezeu mă va izbăvi, aleluia. El știe din cazul tău, povara ta. Și în sala asta El te izbăvește. Trăiască Iisus! Dumnezeu mă va izbăvi. Uitați-vă cum o scrie. Dumnezeu mă va izbăvi. Dumnezeu să fie lumina mea și a ta? Amin! Voi sunteți lumina lumii, sarea pământului, aleluia! Și spune, Doamne, până astăzi n-am fost, dar vreau să fiu lumină în lumea aceasta. Dumnezeu e lumina mea. Scrântă-ți toată inima și El îți va da viuință, aleluia! Dumnezeu e lumina mea, Dumnezeu e lumina mea, Dumnezeu cel veșnic, Domn al păcii, Dumnezeu e lumina. Dați încă o dată strofa asta, Dumnezeu e lumina mea. Că știu că
ca paraveni gurmari și strigăm, hai să zicem, cum îl lăudăm pe Domnul să proclamăm Dumnezeu e lumina mea. Nu Daniel, nu eul meu și Dumnezeu. Dumnezeu e lumina mea. Dumnezeu ne va izbăvi. Domnul să binecuvânteze pe fratele Ververaș, prietenul meu din 94. Domnul să binecuvânteze în biserica Beten. Amin. Îi mulțumim Domnului pentru el și toți care au venit cu el aici. Noi ne-am întâlnit și în America și ne-am luat împreună. Vreau să vă zic ceva, nu așa mare. Eu când am mers prima dată în casă la fratele Ververaș, avea lut pe jos, niște paturi de scânduri pe perete și 13 copii. Lăudați să fie Domnul că l-a ridicat și l-a binecuvântat. I-a pus în gură un dar de cântare. I-a pus în gură mesajul lui Dumnezeu. Și l-a ridicat din țărână. Trăiască Iisus! Amin. Domnul poate să-ți dea un nume mare și ție. Și cel mai mare nume știi care e? Copilul lui Iisus. Al lui Dumnezeu. Amin. Copilul Domnului Iisus. Mulțumim Domnului că au venit la noi la Ibănești. Și a răspuns fratele Ververaș și chiar dacă...